Bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Academia de Sănătate. Astăzi îl avem ca invitat pe domnul profesor dr. Gabriel Dimofte de la UMF Grete Popa din Iași, directorul medical al Institutului Regional de Oncologie Iași. Vă salut, bine ați venit în emisiunea noastră și mulțumesc că ați acceptat invitația. Bună seara și eu mulțumesc pentru invitație. Domnule profesor, de la această emisiune, e o emisiune de informare a publicului, evident, cu subiecte noi, cu subiecte de interes. Cu siguranță, de când a început pandemia, această nefericire a omenirii, să spunem, care a lovit și România destul, pandemia e una din preocupări și încercăm să aducem în atenția publicului lucrurile pe care credem că le-ar putea utiliza decidenții în sănătate, cadrele medicale, chiar și pacienții sau familiile lor, publicul în general, pentru a încerca să luptăm cu acest teribil flagel. Așa încât același lucru vă propun și în această emisiune. Dumneavoastră sunteți director medical la un important institut oncologic, unul din cele trei institute oncologice ale României, de altfel, în ordinea înființării lor, deci Institutul Oncologic Alexandru Treșteanu din București, Institutul Oncologic Ion Chiricuță din Cluj și iată acest IRO, Institutul Regional de Oncologie din Iași. Și atunci, subiectul discuției fără îndoială va fi oncologia, cancerul de diverse tipuri și felul în care vă confruntați cu această boală în momentul de față, plecând de la o anumită premisă. Ne aducem aminte cu toții că în primul val al pandemiei au fost mai întâi măsurile antiepidemice, numeroase, restrictive și la un moment dat au început să apară semnale de alarmă, bun, și ce facem cu pacienții cronici, ce se întâmplă cu pacienții cronici în această perioadă, începând de la anumite statistici care atau o creștere nu atât a incidenței, cât mai curând a gravității bolilor cronice, o dificultate mult mai mare în accesul la sănătatea pacienților cu boli cronice în condițiile restricțiilor impuse de pandemie. Și s-a spus de pe atunci că pe termen mediu și lung vom înregistra fără îndoială și o creștere a mortalității, deci o creștere a proporției de eșecuri la acești pacienți, cumva neglijați, putem spune, sau în sfârșit, la care sau al căror acces la serviciile de sănătate a fost restricționat din motive de pandemie. Acum ne aflăm în valul al treilea, care nu e cu nimic mai prejos, să spun așa, decât primul val, ba, spune din contră, e o tulpină mai contagioasă, cazuri mai numeroase, unele grave, la cel puțin în egală măsură ca și în primul val, dacă chiar în mai mare măsură, cazuri grave și la tineri. Caracteristicile pandemiei în acest al treilea val se cunosc. Și atunci, cu atât mai mult, din nou se pune cu acuitate aceeași problemă care s-a pus și în primul val. Ce se întâmplă cu bolnavii cronici? În primul rând cu bolnavii de cancer, pentru că ei sunt cei care suferă, pentru că la ei orice amânare are, în mod cert, consecințe asupra evoluției bolii. Nu putem spune că un cancer gastric trebuie neapărat operat astăzi, dar dacă amânăm 2 luni operația, asta știți mai bine decât oricine că rezultatul nu mai e același, șansele bolnavului nu mai sunt aceleași, prognosticul bolnavului nu mai este același. Și atunci aș vrea să vă întreb cam cum gestionează Institutul Regional de Oncologie din Iași această situație, cum încercați să-i faceți față în contextul, să spun, cifrelor pandemice de la Iași și reorganizării serviciului de sănătate sau serviciilor de sănătate din Iași. Cred că ce a spus dumneavoastră este foarte corect. Au fost 3 valuri. Cu cât a fost valul mai puternic, cu atât relaxările au fost mai mari din punct de vedere al sănătății, din punctul nostru de vedere. În primul val am fost blocați complet pentru o scurtă perioadă de timp, deci în momentul în care s-a instaurat starea de urgență, ni s-a cerut în mod expres să limităm internările la cel mult 20%, asta în contextul în care bolnavii care aveau nevoie de chimioterapie și radioterapie și-au continuat tratamentele în mod corespunzător. Ne-am insistat foarte mult la minister, la departamentul de situații în urgență, că trebuie făcut ceva, nu putem bloca bolnavii de cancer, pentru că la ei, într-adevăr, prognosticul se schimbă și
Schimbarea de prognostic este în săptămâni sau luni de zile, nu putem sta la nesfârșit așa, iar adresabilitatea la institut era evident aproape de zero pentru câteva săptămâni. Am redeschis foarte repede, cam în 3 săptămâni am reînceput să operăm. Am pornit foarte greu cu investigațiile, din păcate, și acest lucru se cunoaște. Din momentul în care am redeschis activitatea quasi-normală, ce privește chirurgia oncologică în primul rând, pentru că celelalte nu s-au modificat, întâlnim o situație care este fără precedent pentru noi. Vedem din ce în ce mai multe cazuri care sunt depășite. În jurul nostru, foarte multe spitale au devenit COVID, foarte multe spitale mari județene s-au închis pentru pacienți, s-au oprit toate programele de screening, de diagnostic precoce, de diagnostic, chiar astfel încât pacientul oncologic și cel potențial oncologic n-a avut foarte multe resurse. Noi am făcut toate eforturile să compensăm. În primul val am fost toți foarte speriați, testam tot, eram într-o agitație foarte mare, au fost făcute trasee speciale pentru bolnavi din zone roșii, din zone verzi, a fost destul de complicat ca organizare pentru că toți am trăit un moment perfect necunoscut. Toți ne-am întâlnit prima oară cu o pandemie virală, cu o gravitate destul de mare și cu morți. Și atunci lucrurile au evoluat destul de lent. Am repornit cu adevărat institutul și din punct de vedere al diagnosticului, mai puțin screening-ul, undeva în vară, pe luna iunie, a început să refuncționeze. De atunci lucrăm la capacitate quasi-normală. Ce vedem acum? O proporție covârșitoare de pacienți depășiți. O proporție enormă de pacienți care vin în stadii la care tratamentul devine strict paliativ. Și eu am tras un semnal de alarmă de câteva luni de zile și la conferințele cu federațiile de asociații de bolnavi de cancer spun mereu același lucru. De acum nu mai este doar pandemia și nu mai este limitarea accesului, cât este situația pacientului care este speriat de sistemul sanitar. Mass media a contribuit major la această stare de anxietate, iar pacienților le este frică să ajungă la spital și ultimii pacienți pe care i-am văzut și văd de luni de zile, îi întrebăm de ce stați de atâtea luni de zile acasă și răspunsul este inevitabil, ne-a fost frică de spital. Acum ne luptăm, practic, în a redeschide programele de screening și am redemarat screening-ul pentru cancer de sân, pentru cancer de col uterin, parțial cel pentru cancer de colon, pentru că riscurile de contaminare la colon sunt ceva mai mari și avem personal relativ puțin, dar trebuie să repornim pentru că diagnosticul precoce este esențial. Și dificultatea mare este în a comunica pacienților că spitalul, mai ales spitalurile de oncologie care testează masiv pacienții la internare, sunt locuri foarte sigure. Aș insista un pic asupra acestor programe de screening știut fiind importanța lor și mai ales considerând că suntem în secolul 21, suntem obligați să depistăm precoce cancerul, avem și mișloace, și să le luăm pe rând. Ce programe de screening funcționează în momentul de față în institut și care e protocolul? Pentru că ați spus că programul de screening al cancerului colorectal merge la un ritm, într-un ritm mai lent, așa. De fapt, care e protocolul de screening pentru cancerul colorectal în institut? La acest moment în România se desfășoară practic două tipuri de programe de screening naționale. A existat programul de screening național al Ministerului Sănătății, care momentan este parțial suspendat pentru că s-a transformat în programul de screening care a intrat în competiție și sunt programe de screening regionale. Și astea includ la acest moment cancerul de col uterin și cancerul de sân, care sunt programe aflate absolut la debut. Deci noi facem screening inclusiv cu mașini care merg în satele din jurul Iașului și în județele din jurul Iașului și facem screening activ pentru cancer de col uterin și pentru infecție cu HPV. Se face fără documente de trimitere la acest moment, nu e nevoie să fie asigurat. Programul de screening de cancer de sân este foarte, foarte la început. Ați spus că avem mijloace, aici atind să vă contrazic, nu cred că avem mijloace pentru screening real de cancer de sân. Avem foarte puține mamografe digitale 3D în Moldova, cel puțin, în partea de sud, în partea de est a României, deci până la Constanța sunt câteva centre care au. Sunt foarte puțini mamografiști care au experiența necesară de 500 de mamografiști cu cel puțin 500 de mamografii pe an care să poată fi competenți de nivelul 1 ca să poată să facă parte din acest program. Nevoia este imensă, populația este doritoare să facă, accesul încă este limitat. Programul de screening acum începe
se referă la populație între 50 și 69 de ani, deci o populație relativ restricționată ca vârstă. Noi facem în paralel programul de screening național și facem și un screening oportunist în care pacienții care doresc pot beneficia de o internare de zi cu monitorizare care să-i asigure o mamografie și un consult pentru screening de cancer de colon uterin la nevoie. Bun, înțeleg. M-ați întrebat de cancerul de colon. Este un program al nostru, al spitalului, îl facem noi. Nu facem parte din programul de screening național încă. Pentru zona de nord-est, încă nu s-a demarat programul de screening național. El este, așa cum știți, numai în două zone din sudul țării. Așteptăm să pornească și la noi. Avem doar 3 colonoscopii și sunt probleme mari la nivel de instrumente. Și nevoia este foarte mare. Deci la noi facem programări, vedem toți pacienții care doresc să facă screening de cancer de colon, care înseamnă hemoragie oculte, înseamnă FIT și în cazul care este pozitiv, facem colonoscopie. A fost întrerupt o bucată și l-am repornit acum. Asta voiam să vă întreb. E foarte bine că înseamnă mai întâi FIT și numai după aceea colonoscopie. Absolut. Așa, ar fi fost și dificil și puțin abuziv, să spunem, dar... Testele FIT le aveți? Sunt disponibile? Le puteți efectua în momentul de față? Noi le cumpărăm. Deci noi nu suntem în programul național încă. Noi le cumpărăm ca spital și sunt disponibile. Putem face FIT și după aceea, dacă sunt pozitive, le putem oferi colonoscopie. Noi vom deschide. Și atunci, numeric, cifric vorbind, numărul pacienților la care s-a făcut screening a scăzut în perioada pandemiei? Și aproape de zero. Deci la momentul la care s-a spus nu bolnavi cronici și momentul în care restricționarea a fost masivă, practic programul de screening a fost oprit, el a fost reînceput în ultimele 2 luni de zile când lucrurile s-au mai relaxat. Noi acum pregătim o redeschidere majoră, în 2 luni de zile vom definitiva centrul de screening regional, va fi o clădire nouă, este o investiție mare cu un laborator cu 6 zone de endoscopie, cu loc de consultații, cu mamografe, cu tot ce trebuie pentru cancer, pentru screening de cancer de sân, colorectal, prostată și pentru melanoame, deci inclusiv pentru cancer de piele, vrem să facem și este o clădire special dedicată care va fi gata începând, probabil că în iulie va fi gata. Și atunci vom porni mai puternic, dar e vorba despre instrumentar și este vorba despre oameni. Bun, aș vrea să rămânem totuși în zona asta pentru că e foarte importantă, pentru că sperăm că se va sfârși și pandemia asta odată și atunci, clar, România trebuie să aibă și ea programă de screening la nivelul epocii actuale, care să permită diagnostic precoce, care să permită salvarea unor vieți. Știți, chiar mai bine decât mine, fiind directorul medical al unui institut oncologic, că protocolul de screening are mare importanță, el trebuie să fie cost-eficient, trebuie să depisteze maximum de cancere precoce, dar fără să exagereze în privința costurilor. Și exemplul screeningului cancerului colorectal e foarte potrivit, pentru că dacă la un moment dat, cum s-a propus, am fi făcut colonoscopie la toți, nu aveam nici suficienți colonoscopici, nici suficiente colonoscopii. Bun. Pentru celelalte tipuri de cancer, sigur, la cancerul de col uterin, asta este Papa Nicolau, nu îmi închipu. Cancerul de col uterin, la momentul de față, testare de HPV inițial. Deci este, așa a fost structurat la nivel național. Dacă vreți să repetați. Cancerul de col uterin, ca screening, a fost în principal marcat de testarea HPV. Și noi ceea ce facem este și Papa Nicolau, pentru că încercăm să depistăm aceste cancere. Zona Moldovei este o zonă relativ săracă și cu o incidență foarte mare a HPV, astfel încât avem foarte frecvente cancere de col uterin în stadii foarte avansate. În toată România sunt. Avem caravane, deci noi avem 2 caravane la acest moment, care pleacă în fiecare săptămână de câteva ori în sate, în județele din jurul nostru și care testează masiv pentru cancer de col uterin. Este o investiție foarte eficientă și extraordinar de bine primită în populația în care ajungem, care apreciază foarte mult acest lucru. Suntem în curs de a face o caravană și de mamograf, facem un mamograf în mașină mobilă care va călători în zonă pentru a face mamografii. Deci în screening-ul cancerului mamar rămâneți la mamografie, pentru că sunt și... Cu siguranță, fără dubiu. Pentru mine este fără niciun fel de dubiu. Ok. Sunt zone în Statele Unite, de exemplu, ei folosesc uneori tomografia computerizată cu doze mici de iradiere în locul mamografiei, depinde de imagiștii pe care iau, de aparatură și așa mai departe.
Trebuie să ne gândim că suntem într-o zonă în care cei care interpretează sunt foarte puțini. La nivel de Moldova, ca oameni cu experiență în mamografie și care pot interpreta, pentru în screening mamografic ai nevoie de minimum doi medici care interpretează mamografie, doi medici independenți, și dacă sunt discordanțe, se face un judgment la al treilea mamografist. Noi avem la acest moment cea mai mare echipă de mamografiști din zonă și sunt 5 persoane, din care 3 îndeplinesc criteriile pentru a putea să fie la nivel de expert. Este o muncă imensă și în cazul în care se găsesc leziunile trebuie biopsiate, sunt puțin să facă o biopsie stereotactică. Da, sigur, sigur. Pașii următori sunt din ce în ce mai complexi. Deci se începe cu o metodă simplă și ieftină pe cât se poate și la populația la care se depistează modificări, cu acel prim test, atunci se trece mai departe și aici lucrurile devin mai complexe. În cancer de prostată, mi închipui că folosiți PSA-ul ca marker. Bun, acest centru sper să fie de bun augur și vă felicit pentru populația Moldovei. Mi închipui că va fi un loc important. Din ce în ce mai multă populație e la curent cu noile metode de depistare precoce, atâta doar că nu are totdeauna acces la ele. Dacă vor avea acces locuitorii din Iași și din Moldova la acest centru, va fi un foarte mare câștig. Mult în programul de reziliență, deci în discuțiile care le-am avut inițiale cu Ministerul Fondurilor Europene, clădirea respectivă, proiectul inițial care s-a făcut cu Compania Națională de Investiții, nu are toate dotările. Deci este esențial să facem dotările complete cât mai repede pentru ca centrul să fie operațional. Altfel vom deschide cu un laborator important de colonoscopie, vom face un screening colorectal eficient la acest moment, dar într-un screening mamografic complet avem nevoie de încă 2 mamografii digitale, avem nevoie de RMN, pentru că știți foarte bine că CT-ul în sân este ok, este orientativ ca și screening, dar mamografia și RMN-ul de sân sunt esențiale la acești bolnavi. Încercăm acum să punem la punct o structură de consiliere genetică în cancerele familiare și avem câțiva pași. Chiar astăzi avem o întâlnire cu un profesor de genetică medicală din Statele Unite care ne va coordona în acest sens și chiar da, răspunsul este, suntem foarte prezenți în societate, suntem foarte prezenți în comunitatea locală, avem o percepție foarte bună din partea populației locale și sunt convins că oamenii vor fi încântați să vină la un centru pentru oameni sănătoși. Acest centru de screening nu este în structura clădirii sau în curtea interioară a institutului, este o clădire separată într-o zonă, în zona zero a orașului, deci în centru, în Copou, într-o zonă foarte frumoasă, și eu cred că a merge la un centru de screening este mai ușor decât a merge la un centru de oncologie, sună mai bine și pentru oameni și sperăm să fim foarte eficienți. Da, și de aici cei care urmăresc emisiunea trebuie să știe că screening-ul se va extinde și la alte tipuri de cancer. La unele deja există, nu e vorba de oameni sănătoși, cum spuneați dumneavoastră, poate nu vor veni la centru de care vorbiți și vor rămâne în grija hepatologului, dar, de exemplu, screening-ul pentru hepatocarcinom se face la toți ciroticii de rutină și e bine să-l coordonați dumneavoastră ca institut oncologic. Acel protocol de ecografie cu marcări la 6 luni cel mai târziu, dacă nu la 3 luni și mai bine, permite depistarea precoce a unor cancere de ficat. Uneori și la pancreas s-ar putea ca asta să fie lucru sau ceea ce vine din urmă ca program de screening, și la diabetici, și la bolnavi cu pancreatită cronică nu mai vorbesc, markerii tumoral cu imagistică de pancreas iarăși se pot constitui la un moment dat într-un program de screening, pentru că s-a dovedit că putem depista precoce, nu știu dacă chiar toate tipurile de cancer, dar aproape toate. Totul este să sistematizăm protocolul ăsta de investigație așa încât să se adreseze întregii populații țintă pe care o avem în vedere, să nu fie exagerat de scump, să fie eficient, să fie practic și să capete aderența pacienților, exact cum spuneți. Programele de screening sigur sunt foarte utile și noi încercăm să ne restrângem la ceea ce putem real face. Adică momentul în care acum am demarat 2 programe în proiecte naționale, cum sunt sânul și colul uterin, vedem că sunt extrem de complicat de implementat. Adică nu este suficient structura medicală. E nevoie de un partener care să asigure
contactarea persoanelor, urmărirea, adică lucrurile sunt mult mai complicate decât aparența pe care ți-o dă un sistem de diagnostic. Screening-ul nu înseamnă diagnostic, înseamnă un contact social, înseamnă urmărire corectă a pacientului, înseamnă să ai baze de date și acces la baze de date naționale, pentru că altfel nu ai nicio eficiență. Hepatocarcinomul ca diagnostic, noi participăm, în mod cert, noi suntem centru de referință în diagnostic și în tratamentul hepatocarcinomului în zona noastră. Dar screening-ul este preluat de universitate și de clinica de gastroenterologie, pentru că realmente nici nu am mai putea face față. Este mult prea mult pentru ceea ce facem noi. Da, asta spuneam și eu, în același timp e bine ca institutul să fie la curent, să coordoneze și această activitate de depistare precoce a unui tip de cancer agresiv și care beneficiază și la rândul lui de tratamente destul de eficiente în momentul de față. Toate astea reprezintă progrese moderne ale oncologiei și începând cu ideea că omul trebuie să-și păstreze sănătatea, să-și depisteze foarte rapid, în stadiul în care multe din aceste cancere sunt curative, depistate precoce, ele sunt, pot fi vindecate. Bun, ajungem la pandemie, din nou la restricțiile dictate de pandemie. Am să spun de la bun început că dumneavoastră sunteți chirurg, sunteți profesor de chirurgie și impresia mea este că din cele trei metode principale terapeutice de care beneficiază cancerul, chimioterapia, radioterapia și chirurgia, în orice ordine doriți dumneavoastră, de fapt cea mai văduvită este chirurgia. Dacă vă referiți la perioada de pandemie, în mod cert, în prima lună de pandemie, chirurgia a fost văduvită, în sensul că ni s-au interzis în mod cert pentru o scurtă perioadă de timp internările considerate non-urgențe. Și atunci a fost foarte complicată discuția ce înseamnă urgent, non-urgent, electiv în ceea ce privește cancerul. Trebuie să recunoaștem că începând din luna aprilie, mai, noi am lucrat quasi normal. Singurele restricții pe care le-am avut în chirurgie au fost cele legate de numărul de pacienți care puteau să fie într-un salon, pentru că inițial s-au cerut anumite restricții legate de numărul de pacienți pe care le-au avut toți. În ultimele 8-9 luni de zile, noi lucrăm aproape la capacitate normală, adică nu avem niciun fel de alte restricții. Suntem împiedicați din când în când pentru că pacienții vin cu stadii mult mai avansate decât le bănuim noi și sunt tentative de intervenții chirurgicale care se opresc din cauza unei carcinomatoze sau așa mai departe, sau metastaze nou diagnosticate. Dar din punct de vedere tehnic, din punct de vedere al posibilităților noastre de a interna, nu suntem împiedicați. Suntem blocați din când în când pentru o zi sau două zile de pacienți diagnosticați pozitiv intempestiv și noi avem programări pe săptămâni de zile înainte și vine pacientul la internare și îl găsim pozitiv și trebuie să-l amânăm și atunci creăm niște mici sincope. Dar noi ca institut, într-adevăr, poate am avut avantajul că a fost un chirurg în fruntea, un chirurg între doctorii care au coordonat acest efort. Am pus mare accent pe chirurgie și nu am încercat să limităm intervențiile chirurgicale și cred că a fost un lucru foarte bun. Ne-am operat mult, cam la 70-80% față de un flux normal, ceea ce pentru România este mult. Și am încercat să operăm în continuare foarte mult din zona, întregii zone Moldovei. Adică Teatra Neamțului, de exemplu, în Spitalul Mare, a fost închis complet din punct de vedere al chirurgiei. Tot ce a fost oncologie a fost trimis la noi. Vaslui, Bârladu a fost zonă oncologică, o zonă COVID, Suceava a fost COVID, o mare parte din Botoșani. Adică s-a realizat într-un fel un lucru care putea să fie și bun, s-a centralizat foarte mult din patologia oncologică. Sigur, nu spun de celelalte zone de chirurgie, mă refer numai la chirurgia oncologică. Și aducerea tuturor cazurilor într-un singur centru este benefică într-o oarecare măsură sau pentru anumite patologii. La acest moment, noi nu avem niciun fel de restricții. Noi internăm toate cazurile care au indicație chirurgicală și nu avem niciun fel de restricții. No, asta e foarte bine, dar legat de ce spuneați înainte, că aducerea tuturor cazurilor într-un singur centru este benefică, evident că este, pentru că într-un asemenea centru, pe de o parte, rezultatele, ca în orice, dar în chirurgie mai mult decât în alte specialități, sunt dependente de volumul de lucru, de volumul operator, și atunci permite acestui centru să obțină rezultate optime. În plus, în centrul dumneavoastră există anatomie patologică, există tot restul laboratoarelor pentru un diagnostic complet, există ședințe multidisciplinare în care
ceilalți colegi din așa numitul bord oncologic stabilește ce-i de făcut mai departe. Adică există toate premizele ca prognosticul pacientului să fie cel mai bun prognostic de care poate beneficia un cancer în stadiul în care a fost el depistat. Deci a spus de comisiile oncologice, acesta a fost iarăși o mare pierdere, pentru că în timpul perioadei valului 1, 2 și între valul 1 și 2 am fost blocați cu aceste ședințe, nu le-am putut face față în față pentru că ni s-a cerut să respectăm o distanțare socială. Am reînceput comisiile oncologice față în față, care sunt extrem de importante, pentru că nimic nu este mai important, după părerea mea, într-o decizie a unor cazuri foarte complicate decât să te vezi. Să te vezi, să discuți cu toate specialitățile, mai mulți chirurgi, care fiecare să vină cu experiența lui, și cred că este un lucru foarte important. Da, fără îndoială. În alte spitale, inclusiv în spitalul Hunedoara, ele s-au ținut online atâta vreme cât nu s-au putut ține față în față, cum spuneți, dar de ținut s-au ținut pentru că la un bolnav oncologic nu se poate lua o decizie decât în acest setting, în această configurație multidisciplinară. Totuși, dumneavoastră ați spus că v-ați confruntat cu cazuri mai avansate decât de obicei în această perioadă și atunci v-aș întreba în ce privește rezultatele. Au fost ele diferite din cauza faptului? Sigur, cu certitudine. Acum pregătim o lucrare pentru Confederația Națională de Chirurgie în care evaluăm stadializarea și prognosticul pacienților din perioada 2019 cu 2020. Și apropo de, e vorba de cancer gastric, asta noi suntem oarecum centru de referință pentru cancer gastric în zona Moldovei, probabil că operăm 4-5 din cazurile care sunt în Moldova cu cancer gastric. Senzația noastră este că pacienții au câștigat în ghilimele măcar un stadiu în plus. Deci frecvența stadiilor 4 a crescut simțitor pentru noi. Vrem să vedem date numerice, dar vedem invazii de cancer de colon pe care nu le-am văzut niciodată, invazii în peretele posterior al abdomenului, invazii care ajung până aproape de tegumentul posterior, cazuri care stau și sunt amânate de luni de zile, nu neapărat prin lipsa unui sistem medical la care pot ajunge, cât prin această anxietate a pacienților față de orice înseamnă sistem spitalicesc și mai ales, din păcate, sistem de spitalicesc de stat care, sau public, care în România este extrem de blamat la toate, pe toate canalele de televiziune, dacă se poate. Ceea ce, din punctul meu de vedere și al spitalului în care lucrez, consider că este o mare aberație. Adică sunt spitale în sistemul public de o calitate impecabilă și cred că ar trebui ca să respectăm populația, să-i asigurăm demnitatea necesară, să le spunem că sistemul de stat românesc nu este nici pe departe atât de prost pe cât se prezintă. Pentru că mesajul este detrimental. Oamenii au primit un singur mesaj, nu mergeți la spital. Și alternativa care este? Stăm să murim acasă. Și unii dintre ei reușesc acest lucru. Da, bine, acum n-aș putea spune că nu vin la spital numai din cauza condițiilor presupus proaste și care nu sunt proaste, după cum spuneți și dumneavoastră și după cum știm foarte mulți dintre cei care au vizitat IRO, inclusiv pacienți sau aparținători, ci nu vin de frica infecției COVID. Absolut, asta spuneam și eu. Deci sunt speriați de COVID. De COVID te poți îmbolnăvi și te poți vindeca, dacă însă amân 6 luni un cancer gastric, cu siguranță nu mai ai nicio speranță. Eu asta spun, oamenii s-au speriat în ansamblu și le este frică de COVID acum. Deși noi testăm toți pacienții care intră, orice pacient care... Bine, acum s-au schimbat puțin regulile, pacienții vaccinați care au peste 10 zile la apel nu mai trebuie să fie testați dacă nu sunt simptomatici, dar în rest toți pacienții au fost testați. Am avut centrul nostru de testare PCR care a fost activ din luna martie, am testat într-o fericire tot ce s-a putut, inclusiv personal, în încercarea de a asigura un mediu de calitate, un mediu sigur și pentru pacienți și pentru medici. Adică noi am avut foarte, foarte puține îmbolnăviri în rândul personalului. Am avut contaminări, nu foarte multe, am avut mici focare, dar nu au fost, de fapt, focare din spital. Au fost focare care au pornit din mediul în care trăim fiecare dintre noi. Care a fost impactul infecției COVID asupra morbidității, mortalității în cancer, deci impactul asupra bolnavilor oncologici? Noi am testat toți pacienții înainte de internare, deci am avut foarte puține cazuri. Eu am avut într-un singur foc 3 cazuri de pacienți care au făcut COVID post-operator, au făcut COVID în spital.
cazuri foarte grave, de exemplu, după un HIPEC, să ai a doua sau a treia zi o infecție cu COVID, nu este nimic care să fie încântător. Din fericire pentru noi, am colaborat bine cu spitalele care au fost spitale dedicate COVID, iar în Iași, unul dintre spitalele COVID este reprezentat de secția de chirurgie de la Spitalul CFR, deci sunt chirurgi, sunt niște parteneri foarte buni pentru noi cu care putem să vorbim. Au fost puține cazuri, pot să estimez probabil sub 30 de cazuri într-un an de zile care au făcut COVID în spital post-operator. Au fost mai multe cazuri de COVID la radioterapie și la oncologie, pentru că fluxul de pacienți este mult, mult mai mare. N-am avut, aș putea spune o prostie, dar cred că n-am avut niciun caz de deces de COVID post-operator. Eu nu mi-aduc aminte niciun caz, dar sper să nu greșesc. Au fost cazuri de decese, în principal la hematologie, dar acolo este foarte greu de spus care este prima problemă, pentru că avem numai bolnavi hemato-oncologici cu aplazii severe, aveam aproape exclusiv leucemii. Iar acești bolnavi, când fac o infecție COVID sau o infecție, de exemplu, cu gripă, este ceva de o gravitate foarte mare. Am avut foarte puține cazuri de decese. Au fost, mi-aduc aminte câteva, din hemato-oncologie în principal, și avem și acum niște cazuri din oncologie cu stadii terminale, stadii foarte grave, sau din paliație cu stadii foarte grave. Pentru că acești pacienți se pot îmbolnăvi, nu avem alternativă. Cu siguranță, personalul medical este transmitător de boală și dacă e vaccinat și dacă nu e vaccinat, și nu putem să nu recunoaștem că din tot personalul medical din IRO, proporția de vaccinați în ansamblu este undeva între 50 și 60%, deci este o proporție, după părerea mea, jenantă. Medicii sunt într-o proporție mult mai mare, dar fobia vaccinării a existat și există în continuare. Și atunci, ce au făcut italienii, au propus ca aceste cadre medicale care nu sunt vaccinate să nu aibă acces la pacienți. Este o restrângere de drepturi, cu siguranță, dar este de luat în discuție. Da, fără îndoială este de luat în discuție, mai ales că pacienții pot să ceară înșiși să fie îngrijiți de personal vaccinat în totalitate, pentru că altfel, după ce au riscul bolii, se expun și la riscul infecției, e puțin ca mult și au dreptul să ceară protecție din acest punct de vedere. Era o discuție recentă cu doamna profesor Tănase de la hematologie de la Fundeni și care spunea că este neetic să ai în transplant cadre medicale care refuză vaccinarea. Este neetic față de pacienții respectivi, adică îi expui unor situații foarte, foarte neplăcute. Dar probabil că va trebui luat în discuție, dacă această pandemie va mai dura, va trebui de gândit și această soluție. Da, cu siguranță. Deci aici siguranța pacientului este un element care obligă, în opinia mea, personalul medical să se vaccineze. Ca atare trebuie să înțeleg că impactul infecției COVID asupra evoluției pacienților neoplazici, cu excepția cazurilor de hemato-oncologie, nu a fost atât de dramatic. Deci n-a schimbat fundamental mortalitatea la acești pacienți evoluție? Nu, la noi nu. Incidența a fost foarte mică și fiind o incidență foarte mică, ceea ce am văzut noi au fost evoluții în general la pacienți, fie asimptomatici, fie oligosimptomatici. Nu am avut în post-operator, sau nu mi-aduc aminte niciun caz, cel puțin în clinica în care lucrez, niciun caz de boală COVID gravă care să aibă nevoie de intubație, de exemplu, pacienții au făcut forme relativ ușoare și au fost transferați în secții de chirurgie, eventual cu suport de oxigen pentru câteva zile. Toți sunt bine, toți pacienții mei care au făcut COVID, suntem în contact cu ei și sunt bine. Ceea ce ne bucură și sunt operații duodenopancreatectomie, au fost hipecuri, adică operații de mare anvergură și care post-operator au mers bine. Bun, sună optimist ce ne spuneți în ansamblu, pentru că plecasem de la premisa că la nivel internațional se spune că datorită pandemiei bolnavii cu cancer au fost neglijați în bună măsură. Modelul pe care îl propuneți dumneavoastră și pe care îl și aplicați într-un fel și vă felicit că ați avut succesul necesar pentru asta, este acela al păstrării acestor institute oncologice care se adresează unei categorii speciale deja defavorizate de boala pe care o au, păstrarea acestor zone pentru destinația pe care o au din start. Știți că a fost o dezbatere, este încă în România, legată de distribuția bolnavilor cu infecție COVID. S-a spus că
nu e normal și probabil că nu e să fie adresați doar unor spitale desemnate spitale COVID și că toate spitalele ar trebui să-și asume acești bolnavi. Aceasta e filozofia Europei Occidentale în cea mai mare parte din țări. Aceasta se aplică încet, încet și în România, pentru că numărul bolnavilor crește, numărul bolnavilor cu COVID crește. Ce sugerați dumneavoastră este ca măcar institutele oncologice să fie protejate, întrucât și cancerul merită, are nevoie de aceeași protecție, de același acces la serviciile de sănătate. În lipsa cărora, iată, ne confruntăm cu forme avansate, cu mortalitate mult mai mare, cu rezultate mult mai proaste. În același timp... În Europa nu există spitale model românesc. Nu există un institut de oncologie complet separat. Este un model pe care noi îl avem și care... Există, vă contrazic puțin. Gustav Roussy sunt. Gustav Roussy, dar cea mai mare parte au, în structura lor au și așa ceva. Mie mi se pare că da, e o chestie de solidaritate ca toți să punem umărul să ajutăm în pandemie. Dar noi poate, știți foarte bine că Institutul de Oncologie din Iași este o structură foarte compactă. A face, de exemplu, jumătate de terapie intensivă zonă COVID, asta ar însemna să scădem la jumătate, cel puțin sau mai mult de jumătate, îngrijirile medicale ale bolnavilor oncologici. Și eu cred că nu are sens. Eu am discutat și în Milano cu cei de acolo în primul val, când erau lucrurile dramatice. Alt exemplu de institut de tumori, nu? Așa este. Și italienii sunt ca și noi, în varianta bună a lor. Și am întrebat ce au făcut, cum au procedat. Și au spus, institutele de oncologie au rămas COVID negative. Și cred că trebuie pentru acești bolnavi, când ai o zonă de bolnavi oncologici cu chimioterapie, ai o zonă de hemato-oncologie cu complicații grave. Deci la noi în terapia intensivă, totdeauna cel puțin un salon din trei este blocat cu pacienți hemato-oncologici aplazici. Ai transplant de celule stem. Să te apuci la aceste situații să faci zone COVID pe care nu le poți manageria pentru că nu avem circuite adecvate. Nu este un spital multipavilionar. Este un bloc compact. Cred că este o greșeală. Eu cred că este o greșeală și am fost avocatul ideii de a păstra pentru bolnavii oncologici această insulă care să asigure tratamentul lor comprehensiv pentru tot ceea ce au nevoie. Și cred că este pentru România este o soluție foarte bună. Nu înțeleg de ce sunt spitale care au secții închise complet. De ce atunci nu putem face îngrijirea pacienților COVID în aceste zone? Sunt spitale care au secții închise de un an de zile. Sunt toate... Chirurgia oncologică a județului Neamț, de exemplu, era asigurată predominant de Piatra Neamț, care era este o secție serioasă de chirurgie și face chirurgie oncologică la nivelul respectiv. Este de un an de zile închisă, fac tratamentul COVID. Dacă noi facem, dacă scădem activitatea noastră în condițiile în care ceea ce facem noi la acest moment nu este suficient, nu vom face decât să amânăm diagnosticul cel mai grav și tratamentul bolnavilor oncologici. Datele statistice spun că în România numărul pacienților care n-au fost diagnosticați în 2020 a fost de peste 10.000 de bolnavi oncologici. Acești bolnavi există. Și acești bolnavi se vor prezenta peste câteva luni în stări foarte avansate. Noi puneam pe an 70-80 de proteze esofagiene pentru cancerele de esofag depășite. Acele cazuri s-au înjumătățit. Cu siguranță pacienții au dezvoltat această patologie. Deci, sigur, există o scădere a stabilității care va avea efecte pe termen lung. Îmi imaginez că efectele pandemiei ca diagnostic tardiv vor fi semnificative pentru următorii 4-5 ani. Da, până la urmă, singurul element sau principalul element limitativ în aceste condiții rămâne frica de care spuneați de la bun început, frica bolnavilor de a se adresa unui spital de teama infecției COVID. Altfel, revenind la ceea ce propuneți, la modelul pe care deja l-a aplicați, păstrarea marilor institute oncologice ca unități care să rămână destinate cancerului și nu și pacienților COVID, poate fi considerată o propunere validă, fără doar și poate. În aceste condiții, populația din Moldova trebuie să știe că se poate adresa cu încredere Institutului Oncologic, unde activitatea continuă quasi normal. Mă bucur că aveți funcționale și programele de screening, pentru că asta o să vă permită depistarea unui număr important de cazuri de diagnostic precoce și salvarea unui număr important de vieți, iar pentru serviciul de chirurgie înseamnă un număr
important de operații. Sunt premise foarte bune și care arată și respectul și grija față de bolnavul oncologic. Poate cumva, cel puțin pentru populația din Moldova, cei care au ghinionul să aibă această boală, după această discuție vor sta ceva mai liniștiți, deci pot să vină cu încredere la spital. Giro funcționează practic normal din ceea ce ați spus. Să sperăm că nu va crește atât de mult numărul de cazuri încât să ducă și la contaminarea unui procent din personal, să oblige și institutele, până la urmă, de tip IRO să accepte bolnav COVID. Asta nu știe nimeni, dar cu numărul actual de cazuri, înțeleg că la nivelul Moldovei și al Iașului, situația poate fi gestionată așa încât să păstreze institutul cu destinația lui inițială. Da, noi asta încercăm și discuția a fost de la început, pentru că institutul are un serviciu de terapie intensivă foarte performant și dumneavoastră cunoașteți cât de bine lucrează echipa doamnei profesor Grigoraș. Este o echipă foarte, foarte bună, cu niște rezultate care și pe noi ne mai surprind din când în când pentru bolnavi, la bolnavii pe care îi vedem. Și atunci s-a spus inițial că ar trebui ca noi să facem linia a doua de COVID. Și am încercat să le explicăm și oamenii au înțeles. Nu se poate. Nu poți să transformi un institut de oncologie, singurul institut de oncologie din Moldova, singura zonă care tratează în continuare cancer într-un mod aproape quasi normal, nu poți să o distrugi, nu poți să distrugi singura speranță a pacienților în acest moment. Ce se va întâmpla în viitor? Vom vedea, nu știm, dar noi vom insista să nu întrerupem activitatea, pentru că probabil că vor muri bolnavi de COVID și cu siguranță mortalitatea de COVID este foarte mare. Dar se moare de cancer, adică în mod cert bolnavii oncologici, dacă nu li se oferă un serviciu de diagnostic activ și de tratament activ, cu siguranță vor muri. Cum ați spus foarte bine, chirurgia face parte dintre puținele, poate unul cel mai important element în vindecarea unui cancer și noi încercăm să popularizăm acest concept pentru că este real. Cancerul de colon se vinde, cancerul de rect se vinde, cancerul gastric se vinde într-o proporție de mâinile noastre de 20 ceva la sută, ceea ce este la nivel european, putem vindeca prin chirurgie. Și celelalte metode sunt foarte eficiente. Noi am schimbat complet tratamentul cancerului de col uterin în Moldova. Practic, tot ce se iradiază nu se mai operează, se face radioterapie curativă, brachiterapie. Suntem probabil unul sau două centre în România care fac brachiterapie cu scop curativ în cancerul de col uterin. Încercăm să ne aliniem la tot ceea ce este european și modern și corect din punct de vedere oncologic, dar asta înseamnă că trebuie prioritizat tratamentul cancerului. Sau așa credem noi ce puțin. Da, vă mulțumesc foarte mult, domnule profesor, pentru această discuție foarte interesantă. Vă doresc succes în continuare în implementarea programelor pe care le aveți în vedere și vă mai aștept în emisiunea noastră. Eu vă aștept la viitorul centru de screening. Sperăm să-i tăiem paunica undeva în iulie-august. Sperăm să ne vizitați. Mult succes! Mulțumesc.